Radio Vocea Speranței. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. E emisiunea care ne învață cum să ne creștem și să ne educăm copiii. O salutăm astăzi din nou pe doamna Inga Rusu și discutăm iarăși despre atașament. Bună ziua! Dragi prieteni, vă amintim că dacă aveți întrebări la tema atașamentului sau la oricare altă temă legată de educația copiilor, ne puteți contacta pe pagina noastră de Facebook Educație pentru viață la radio Vocea Speranței Moldova sau ne puteți scrie pe adresa electronică contactarond.rvc.md Doamna Inca, ne bucurăm că sunteți iarăși alături de noi. Mulțumesc mult pentru invitație. Și continuăm discuția noastră începută data trecută. Dacă analizăm puțin ceea ce am discutat data trecută, am discutat despre atașament, ce este atașamentul și cum să creăm un atașament securizant. Astăzi aș vrea să discutăm despre comportamentele părinților sau acțiunile părinților care duc la formarea unui atașament insecurizant. Foarte des părinții aud sfaturi de genul, nu lua copilul în brațe că se obișnuiește sau lasă-l să plângă și dezvoltă plămâne și tot așa mai departe. Iată aceste, aceste acțiuni ale părinților, aș vrea să le discutăm astăzi. Știți, în acest sens vreau să încep cu o parabolă sau a fost un banc, probabil, dar merge așa din mână în mână. Este vorba despre un bancher, deci un lucrător bancar, care Știi. foarte bine știa să determine banii falși. Deci asta era funcția lui în bancă. Și unul dintre jurnaliști îl întreabă cum de îi reușește acest lucru. Probabil pentru că lucrează mult cu banii, nu? Da. Și el spune, nu, eu lucrez atât de mult cu banii adevărați că foarte ușor pot să înțeleg ce înseamnă un, o bancnotă falsă. Mm, frumos, interesant. Și în acest sens analogic, dacă o să înțelegem bine ce înseamnă un atașament securizant, o să putem face foarte ușor deosebirea dintre ce înseamnă un atașament insecurizant sau atunci când relația este disfuncțională. Da? Așa. Și ca să ne întoarcem să vedem ce înseamnă atașamentul securi, securizant, imaginați-vă niște mânuțe. Da? pe care noi le numim uh, Raiul Securității sau Paradisul Securității, mai este numit, uh, acolo copilul se simte în securitate, în siguranță, el uh, știe că nimic nu-l amenință și este protejat. În momentul în care el și-a luat doza lui de securitate, el devine un fel de mic cercetaș. El, dacă este micuț, atunci poate să meargă în altă cameră, să scotocească prin dulapuri, să se bage în țărna de la flori și așa mai departe. Dacă să vorbim despre copiii mai mari, atunci ei nu au frică să plece undeva la învățătură, deci să dizlipească de părinți. Deci să... oricum este dureros. Este, dar... dar cumva înțelegi că este pentru dezvoltarea de ta -și, și este așa. sănătos, Da. Mm -hmm. Adică tu știi că oricând poți reveni. Asta este sentimentul care ne securizează. Deci eu pot pleca pentru că știu că oricând sunt așteptat și primit înapoi. Și asta cumva îți dă o anumită liniște și tu te poți dezvolta în acest aspect, deci când copilul pornește cu această încredere, el are interese, vrea să învețe limba străină, vrea să îi devine curios, deci el având nevoile astea de securitate deja îndeplinite, se urcă la următoarele niveluri. Dacă luăm piramida lui Maslow, da? Da. deci el se urcă pe următoarele nivele, caută, nu știu, apreciere, statut și așa mai departe. În momentul în care noi nu avem securitatea asta, 60% din creierul nostru va fi preocupat cum el să se securizeze. Și va fi axat pe depinde de ce înțelege el prin securitate, pe făcut mai mulți bani ca să-l securizeze cumva din punct de vedere material, pe foarte legături relaționare multiple, iarăși pentru a se securiza că oricând poate apela la cineva și așa mai departe. Deci, având securitatea asta în interior, noi pornim în lumea largă, da? Deci, iarăși, analogic, să ne imaginăm că am fi o navă care pornește în larg și oricând poate reveni înapoi la malul de unde a pornit, da? Deci, Ce în parabolă sau. <laughs> și iată când copilul Pățește ceva, deci atunci când el este în siguranță, el, nevoia lui este doar: supraveghează mă bucură-te de mine ajută-mă în cazul în care am nevoie, joacă-te cu mine. Da, deci asta este suficient. Deci noi suntem doar un ghid în lumea copilului, el singur se poate, își poate alege drumul lui de dezvoltare. Noi suntem doar malurile celea care îi punem limita, deci până unde nu se poate ca să nu-i facă rău lui însuși. E și altora e. Și altora, desigur. Um, în momentul în care el pățește ceva, dacă este un copil securizat, el revine la paradisul lui de securitate și cere, reconfortează-mă, fă-mă să mă simt bine, protejează-mă, de exemplu în cazul în care un copil s-a speriat da? deci el vine și se cere în brațe, un copil care necesită o anumită mângâiere da? deci el vine, o ia pe mama o îi pune mâna pe el da? deci da. sau îi arată asta pe față da? îmi amintesc acum cazul unui coleg el are două fetițe și povestea cum seara s-a certat cu fetița lui, ă, certându-se, cumva s-au culcat așa spărați. A doua zi trebuia să, să, ducă, să o ducă la grădiniță și fetița se uită așa la tata și îl întreabă: Dar tu nu vrei să-mi spui nimic? <laughs> <laughs> și tata, înțelept fiind, a înțeles care este nevoia copilului și îi spune, scuză-mă, te rog, n-am vrut să se primească așa între noi, mai mult o să mă străduie asta să nu se repete. La care copilul zice, bine. De fapt, dacă ne-am uitat să descifrăm această situație... e de desubt? Exact. Ce este în spatele cuvintelor când copilul spune, nu vrei să-mi spui nimic, tata? Deci mie nu-mi place starea dintre noi. Fă așa ca să fii ca mai înainte. Deci vreau ca între noi să fii bine. Și copilul vine și cere. Deci chiar dacă noi greșim, că toți facem greșeli, copilul întotdeauna ne oferă șansa ca noi să reparăm da, ceea ce am greșit, să zicem noi așa. Sau în cazul în care copilul a pățit ceva, el trebuie să aibă siguranța că se poate adresa după ajutor. Iarăși, mi-amintesc acum un caz a unei alte colege care avea o fică de 16 ani și a venit la mama să îi spună că, uite, mama, eu mă întâlnesc cu să zicem un băiat da, și el are 18 ani și este chemat la armată. Um, și o zis că ca și garanție că eu o să l aștept, mă roagă să facem dragoste. Deci să fiu, nu știu, prima lui domnișoară în acest aspect. Uh -huh. Deci este un semn de mare încredere și securitate atunci când fica ta de 16 ani. Vine să-ți ceară un sfat. Și atât de delicat, o temă Și atât care de delicat exact. Mi-a plăcut foarte mult reacția mamei, care cumva a responsabilizat-o. I-a spus că, uite, care ar fi consecințele. Și dacă băiatul ăsta te iubește, atunci nu este ok să-ți spun asemenea condiții, dar eu o să te susțin în orice decizie tu o să iei. Uh -huh. Desigur că inima ei de mamă era foarte îngrijorată de ce ar putea urma, pentru că ar putea urma consecințe nu atât de dorite. Deși mama a explicat că ar putea fi o boală transmisibilă, ar putea fi o eventuală sarcină și alte consecințe. Deci va întrerupe procesul de studii și așa mai departe. Ea nu a știut timp de 2 ani ce a făcut fica ei totuși, ce decizia a luat, până când ea nu s-a dus la colegii de medicină și în anul 2 de studii, într-o discuție cu mama, îi spune Mama, știi? noi acum am trecut niște teme pe care eu consider că trebuie să le știe orice adolescent în ziua de azi. Am trecut despre bolile sexual transmisibile și am înțeles cât de multe sunt și cât de oroare este că poți face o eroare dintr-o decizie ne la locul ei, să zicem, nepotrivită sau nu la timpul ei. Și abia atunci, mama a înțeles că ea, fica ei, a luat atunci o decizie potrivită pentru vârsta ei, deci fără interdicție dură, gravă, fără explicații foarte multe de moralitate și așa mai departe. Deci, asta arată că până la 16 ani acolo deja a fost construită o relație de încredere. Nu este vorba că, iarăși aici, nu trebuie să exagerăm. Noi niciodată nu o să fim prietenii adevărației copiilor noștri. Suntem părinți, în primul pentru rând. că suntem părinți, pentru că avem un statut ierarhic față da, de ei, da. avem o responsabilitate, nu o să ne plângem noi copilului. Copilul o să vină să plângă nouă, da? Deci părintele întotdeauna este resursă pentru copil și nu copilul este resursă pentru părinte. Uneori se mai întâmplă, dar asta trebuie să fie doar uneori. În rest, părintele este cel care oferă, părintele este cel care tămăduiește, îngrijește, liniștește, da, deci și îndrumă. Deci de asta are nevoie copilul de la un părinte. Și atunci când copilul vine și este reconfortat, este liniștit, el știe că poate să meargă iarăși în lumea mare și să cerceteze, să se dezvolte, să caute ce este potrivit pentru sine. Iată termenul ăsta acasă mi-a venit acum. Acasă ce înseamnă? Înseamnă că este cineva care mă așteaptă, da? cu care am creat o legătură strâns, un atașament securizant. Exact. E asta se, se vorbește atât de mult despre acasă, această acasă. Da, chiar este sentimentul acasă. Um, unii îl asociază cu careva mirosuri. Da, deci de asta se folosesc unii vânzători de apartamente care pun în casă mirosuri de pâine caldă, și scoasă din intre... cuptor. Exact, și ai sentimentul de acasă, de confort. Da? da, deci sentimentul de acasă se poate asocia cu brațele omului drag. Da, deci când noi spunem că sufletul tău se simte acasă. Deci... Este acel sentiment de protecție, confort, plăcere. Da? Deci este acel atașament în care tu te simți sigur, protejat și știi că dacă cazi te poate prinde și te va ține, și emoția ta va fi conținută. Este foarte important acest aspect. Și noi putem regăsi asta doar în persoanele care pentru noi sunt de securitate. Deci asta nu ne poate oferi oricine. O îmbrățișare ne poate oferi multă lume, dar nu în brațele oricui o să ne simțim protejați. Da, nu să ne simțim bine în brațele oricui, ai, ai dreptate aici. Hai să vedem ce fac părinții. Care... Da, ai vorbit despre. Trebuie să cunoaștem originalul. Da, Ca să ne cunoaștem falsul Da, Da, deci ce se întâmplă Ca să nu să se formeze Această re relație de încredere Este anume aici Când copilul vine stresat Deci s-a întâmplat ceva Și Haideți să luăm un exemplu Să presupunem că am pus copilul În căruțul lui Sau undeva acolo Stă el securizat Și începe să plângă da? Deci el începe să plângă pentru că el are o nevoie Nu știu, e foame, s-a speriat, ceva Și nimeni nu vine la el Nu vine odată, nu vine a doua oară Copilul va plânge cât va plânge și la un anumit moment se va liniști Și el va crește cu schema Că n-are rost să plângi N-are rost să ceri Pentru că oricum nimeni nu va veni să te reconforteze Sau să-ți ofere cei de ce tu ai nevoie sau, de exemplu, când încearcă părintele să fugă de emoția copilului. Pentru părinte este atât de copleșitor că copilul plânge atât de mult, mai ales când intră într-un tartrum, când e, e, el plânge mult și dureros, da? Și încearcă să-l reconforteze, dar încearcă să fugă de emoția asta, da? Deci nu-i conține emoția, să-l valideze, să-i spună Ce că... Asta? pentru ascultătorii important. Da, da. Deci să-i spună că e ok să plângi dacă te doare, sunt la aici lângă tine, poți plângi cât vrei, da? Deci, sau cel puțin asta să fie în mintea noastră, dar copilul e foarte mic, da? Deci, noi suntem acolo lângă el și el ne simte apropierea și simte că este ok să simte ceea ce el simte. În momentul în care îi se spune, dar nu trebuie să fii supărat, sau, ei, pentru asta se supără, pentru asta trebuie să plângi, ce am făcut? I-am dus un mesaj copilului că tu nu simți cum trebuie. Uh -huh. Deci este defect ceea ce tu simți. Și atunci copilul este într-o confuzie. Deci eu știu ce simt, de asta dau o reacție. Și atunci când mie mi se spune că eu nu trebuie să plâng de fapt, el învață ceva disfuncțional deja. Deci el nu mai este autentic cu nevoia lui și cu îndeplinirea acestei nevoi. Adică și ulterior, dacă copilul va simți o durere el va încerca să o mascheze cumva, că nu normal să exact. Normau, exact. Duierea, da? Sau, de exemplu, dacă el vine să fie ajutat de către părinte și părintele îi spune că singur ești divină, că te-ai băgat în asta, atunci el va înțelege că aici el ajutor nu găsește. Da? Haideți să luăm banala întrebare, cum se nasc copiii? Da? Că la tot, toți copiii apare întrebarea da. asta la o anumită vârstă. Și atunci când părintele îi spune ești prea mic pentru asta, o să mai crești și o să-ți spun, a, copilul nu o să mai întrebe Deci copilul o să înțeleagă că este o temă tabu Și nu ai voie să întrebi așa ceva A, Mai degrabă ar fi corect să-i spunem copilului Știi, nu știu cum să-ți explic A, Este o temă pentru care nu sunt încă pregătit să vorbesc este mult mai sincer acest răspuns. Uite, hai facem în felul următor. O să mă pregătesc, o să mă gândesc cum să zic și după asta vorbim. Și credeți-mă, copilul nu o să uite, el peste două ore sau peste două zile o să revină e la subiect ghebită, mamă, de <laughs> Exact. De asta noi ne luăm timp, da? dar să fim siguri că copilul o să revină la întrebarea asta Și să nu l-amânăm, pentru că probabil fiecare dintre noi am avut sentimentul ăsta de așteptare Și știm ce înseamnă o incertitudine când tu nu știi ce te așteaptă Când tu stai și doar aștepți și nu știi ce aștepți de asta nu este bine să amânăm. Mai bine îi spunem că, uite, vorbim mâine despre asta, că azi sunt super obosit, capul nu lucrează, nu știu cum să adun idee pentru că este o uh, tematică așa foarte delicată. Sau uh, ne pregătim din timp pentru întrebările care pot să apară la copii. Da, da pentru că este o vârstă anumită la care copiii începe să adreseze întrebări de genul școala mm. părinților aici este foarte binevenită. Exact, exact. Alt moment care duce la un sistem insecurizant programat acolo în mintea copilului este când copilul îi oferă într-adevăr prea mult din ceea ce el nu are nevoie. Haideți, nu știu, imaginați-vă că el practic nu are dreptul la decizie pentru că lui, pentru el se decide ce el o să mănânce, ce lui trebuie să-i placă, ce lui trebuie să nu-i placă. Deci el, practic, noi îl deprivăm de posibilitatea lui de alegere. Deci noi decidem pentru el ce pijama o să îmbrace, ce o să mănânce, ce ciocolată să aleagă. Este una când îl învățăm să determine asta și este altceva când el nu are dreptul la alegere. Deci, un sistem, de obicei, asta vine din sistemele autoritare, când cineva decide pentru tine și tu crești cu sentimentul că tot cineva trebuie să decide pentru tine. Și, cu părere de rău, avem foarte multă lume adultă deja care, hai să spunem, sunt generația bunicilor noștri care au trăit în sistemul socialist, colectivist, unde era ok să asculti de șef, de cineva de stat, cu funcție și așa mai departe. Cu părere de rău lucrul ăsta se transmite din generație în generație și noi îl putem transmite inclusiv copiilor din generația următoare. Luând decizii în locul lor. Da, și atunci ei devin prea dependenți. Deci ei nu mai sunt uh, autonomi, dar uh, au frică să iau orice decizie și atunci noi numim asta sistem anxios. Deci frică că orice decizie pot să o iau poate fi una greșită pentru că nu mi-o zis-o cineva, dar am luat-o de Și atunci avem un sistem anxios în, în acest aspect. Eu cred că putem discuta foarte mult despre acțiunile, dar cred că ele sunt foarte individuale și probabil că Absolut. fiecare familie are acțiunile proprii, care pot să determine securitatea copilului, aceeași privire, același gest care ar putea fi. Da, bine. Noi toți avem momente în care, hai să zic așa ca să liniștesc părinții, deci este legea lui parete. Legea lui Pareti spune că trebuie să fie tot timpul proporția 80 la 20 și ea este aplicabilă în foarte multe domenii, dacă nu în majoritatea. Deci în 80% de să fim corecți, securizanți, odihniți, responsivi și în 15-20% ai dreptul, nu știu, să isterizezi un anumit moment să spui că ești obosit, că nu mai pot, că nu, nu pot, da? Deci să enervat acum, să, să admitem, da? Mm -hmm. Deci este ok ca copilul să vadă și tristețe și uh, furie, supărare, bine, nu îndreptat asupra lui. Uh, dar, mă rog, ar putea să fie De cu ce acțiunea ta, m-a supărat, eu? da. Cine? Deci da. noi putem să dăm explicația asta. Dar să nu ne temim că tot timpul facem ceva greșit. Că da? deci, într-un într mediu steril dacă exact, nu ne emoțiile. Exact. Deci el are nevoie să să vadă toată gama noastră de emoții, să o trăiască și el într-un mod natural, este, pentru că suntem oameni, este uman acest lucru. Exact. Deci fiecare părinte va avea greșelile lui, fiecare părinte vine cu bagajul lui de acasă și va avea tendința de a aplica aceleași metode de educație cu copilul lui, după care conștientizează că nu a făcut bine ceva. Da? sau că, uite, în momentele astea am făcut bine. Nimeni și nimic în lumea asta nu ne asigură că dacă am preluat o metodă, ea este universală și va merge cu toți copiii la fel și uh, nu vom da greș niciodată. Totul este foarte individual. Deci, atunci când există conectare cu copilul, noi ne cunoaștem copilul, știm când ne manipulează, da. știm când nu ne manipulează, știm când este ceva natural al lui, știm și știm cum să-l reconfortăm, da? Și știm cum să-l rugăm, uite, -te, acum nu pot să-ți ofer asta, da? Deci, fie dăm timp, fie asta nu o să se întâmple, pentru că niciodată nu o să pot dărui, nu știu, avion. Zic și eu așa, exagerat. Da, da. da. Deci tot timpul poate fi o greșeală sau pe care noi o considerăm o greșeală și iarăși asta de multe ori vine dintr-un sistem anxios pe care el poate avea un părinte. De asta este foarte bine când sunt ambii părinți alături, ei sunt în aceeași idee de educație, ei se sfătuie unul cu celălalt, ei se dezvoltă permanent pentru că copiii de azi nu mai sunt cei care au fost cu 10 ani în urmă și este bine să ne informăm în permanență despre noile metode de educație pentru că noi nu mai trăim în aceeași epocă când mi se spune că, păi, pe noi ne-au crescut și am crescut sănătoși. Da, dar mediul era altul. Toți răspundeau la alte reguli. Acum regulile sunt altele. Acum avem internet, avem mass media, avem foarte multă informație eronată, distorsionată, avem uh, tot ce vrei și atunci uh, deja devine foarte important cum selectăm din multitudinea asta. Așa nu, este. nu este cum era cândva că nu avem acces, dar din prea mult cum să faci să alegi ceea ce este bun. Da, e deci sarcina părinților este mult mai dificil, ar zice eu. Exact, da. da. Domnule Inga, vă mulțumim foarte mult că ați fost iarăși alături de noi. Dragi ascultători, dacă aveți întrebări, ne le puteți adresa pe pagina noastră de Facebook sau pe adresa electronică contact Vrem să vă urăm o zi frumoasă și țineți minte, cel mai frumos cadou pe care îl puteți oferi copiilor dumneavoastră este o legătură durabilă. Radio Vocea Speranței